Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Dacă e joi, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre ce se mai întâmplă prin școlile din România. Numai lucruri bune și frumoase, se pare. Uite, spre exemplu, mai zilele trecute, un elev de liceu în vârstă de 16 ani din Timișoara a venit la școală cu o armă cu bile de tip Airsoft și a găsit el așa că ar fi interesant să exerseze la țintă pe unul dintre colegii lui. După ce au aflat, polițiștii l-au premiat cu un dosar penal. Pare că armele astea de tip Airsoft sunt sau încep să fie la modă prin școli, pentru că mai avem un caz, de data asta într-un gimnaziu, într-o școală din Ploiești, unde mai avem un copil care a făcut același lucru. A venit cu armă de felul ăsta la școală, chipurile, nu știu, probabil să se antreneze. Urmează să aflăm. Acum, sigur, nu e nimic de glumit cu lucrurile astea, pentru că sunt cele mai recente episoade ale unei liste foarte lungi de violențe, agresiuni, distrugeri care au loc în instituțiile de învățământ. Potrivit unui raport recent dat publicității de Ministerul Educației, doar în anul 2021-2022 au fost înregistrate aproape 10.000 de astfel de cazuri, 10.000, cu 2.000 mai multe decât în anul școlar precedent. Mă întreb acum, sunt aceste comportamente expresia unui fenomen scăpat de sub control? Este, nu știu, ceva recent, poate generat de situația pandemică? Sau sunt lucruri de fapt care au existat în școlile noastre din totdeauna și abia acum începem noi să realizăm cât de mult rău le fac copiilor noștri? Nu știu, încercăm să răspundem în această seară la întrebările astea alături de invitatul nostru, domnul Cristi Dăniles, fondator al Asociației Vedem Jos și promotor al educației juridice în școli. Vă salut, bună seara, domnule Dăniles. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, salutări tuturor. Reamintesc ascultătorilor noștri că pot interveni cu observații și comentarii la numărul de telefon 0372069599 sau, așa cum v-am obișnuit, pe pagina noastră de Facebook. Domnule Dăniles, vreau să vă propun să dăm startul discuției în această seară. Știți ce aș vrea să încercăm să deslușim? Care credeți că sunt cauzele care contribuie la creșterea numărului de agresiuni în școli? Sunt un fenomen recent sau unul pe care, așa cum spuneam mai devreme, îl avem din totdeauna în unitățile de învățământ? S-a accentuat fenomenul de violență școlară în ultimii ani pe fondul scăderii unei autorități a profesorilor și a lipsei de preocupare a părinților față de ceea ce se întâmplă în școlile din România. În același timp, copiii au început să intre în posesia unor obiecte pe care le au cu ei la școală, cum ar fi cuțite, bricege, spray-uri paralizante sau mai nou arme de tip airsoft cu care defilează prin școală și uneori își fac dreptate singur. Pe fondul unei extindere a bullying-ului, înțeles ca fenomen mai degrabă psihologic, adică un fenomen prin care este rușinat cineva, este batjocorit cineva, și pentru că școala nu a putut să rezolve la timp util bullying-ul, iată așadar, asistăm astăzi la o intensificare a acțiunilor agresive din școli și este ceea ce numim violență școlară. Am atins deja cote alarmante. Situația de săptămâna trecută, când un copil a rănit grav cu un cuțit un alt minor, un coleg de-al său, este poate cel mai serios, cel mai grav și de speriat caz cu care ne confruntăm în justiție în ultimii ani. Domnule Dăniles, înțeleg din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră că de fapt s-ar putea ca problemele să fie mult mai grave, pentru că în condițiile în care spuneți că autoritatea profesorului a școlii nu există practic în rândul acestor elevi, Vorbim totuși despre niște copii care se află în incinta unei instituții de învățământ, dar cei mai mulți dintre ei minori pe care părinții aduc la școală să-i lase în grija și în siguranța faptului că nu pățesc nimic, că iau tefer de acolo. Înseamnă că trebuie să lucrăm cumva și cu cadrele didactice, cu conducerile școlilor, pentru că mi se pare greu de crezut că un copil se poate plimba cu un cuțit pe holurile școlii, unde ar trebui să existe un profesor de serviciu, unde ar trebui să existe, habar n-am, nu știu, camere de supraveghere, elemente minimale de siguranță, nu? Deci poate ar trebui să ne îndreptăm atenția cumva și în zona asta de infrastructura unităților de învățământ. După părerea mea, primii vinovați sunt profesorii, fără niciun fel de reținere o spun. De ce? Pentru că profesorii nu cunosc reglementările școlare, profesorii nu cunosc legislația cu privire la
protejarea și promovarea drepturilor copilului. Profesorii nu cunosc prevederile din codul penal care îi interesează, ar trebui să intereseze. Profesorii sunt uneori temători, le este frică, teamă de a-și impune autoritatea, le este uneori frică de părinții răzbunători sau de depunerea unor reclamații la inspectorate. Din păcate, pentru unele unități școlare, pot să spun că școala a devenit un loc de supraviețuire. Noi trimitem copiii la școală pentru educație, nici de cum pentru altercație. Am avut în ultimii ani în justiția română inclusiv profesori care au agresat fizic sau sexual copiii în școli. Am avut copii care au bătut alți copii sau care au agresat la rândul lor profesor. Lucrurile astea nu sunt deloc de trecut cu vederea. Și nu se întâmplă nimic, domnule Dănileț, pentru că pentru mine cel puțin este exasperant, este frustrant să văd că în ciuda faptului că aceste cazuri devin publice și află toată lumea de ele, nu se întâmplă nimic. Nici în cazul violențelor între copii, până la urmă se lasă așa cu o chestie, aia, domnule, lasă, mai facem un consiliu profesoral, îi dăm un avertisment, uite cum a fost cazul copilului care a venit cu copilul din Ploiești cu armă de airsoft. Școala a anunțat abia după vreo lună. Adică nici n-a considerat că e ceva greu. Lasă, că e să mai joacă și copiii ăștia. Cum de altminteri este o mentalitate pe care, de ce să nu o spunem, o au și mulți părinți. Dar de ce vă supărați, domnule, atâta? E doar o joacă între copii. Nu, pare că nu e o joacă și sunt lucruri care pot duce la situații foarte grave. Haideți să vă spun o chestiune care pe mine mă exasperează. În anul 2004 s-a aprobat o lege foarte importantă cu privire la drepturile copiilor în România, unde la articolul 96 se spune în mod expres că profesorii au obligația să anunțe de îndată DGASPC-ul dacă un copil este violentat într-o școală. Nu există nicio sesizare din partea directorilor sau a profesorilor cu privire la violențele în școli. Există codul penal de atâția ani care obligă de îndată un adult care vede că un minor este agresat fizic sau sexual în școli să anunțe de îndată procurorul. Astfel de sesizări nu vin. Prin urmare, este firesc, între ghilimele, ca unii copii să încerce să-și facă dreptate singuri, pentru că bullying-ul este extrem de extins și atunci, pentru că nimeni nu apără victimele, unele încearcă să supraviețuiască, după cum spuneam mai devreme. Da. Să știți că mă întrebam acum, ascultându-vă mai devreme, dacă nu, cumva, poate pentru mulți profesori, că nu or fi toți, sunt și cunosc școli și colegi de-ai mei în care lucrurile astea sunt luate foarte în serios, dar mă gândesc dacă nu, cumva, în mintea multor profesori, dintre cei de care spuneați mai devreme că se tem să facă ceva, nu cumva o fi mai mult doar în mintea lor, pentru că au la îndemână, cum bine spuneați mai devreme, o legislație care e foarte clară, niște instrumente destul de bune la îndemână și atunci când observ astfel de lucruri, bine, trebuie să-ți și dorești să observi lucrurile astea. Că dacă mergi pe mentalitatea doar că școala și profesorii trebuie să ofere cunoștințe și la ora 12 am plecat acasă, îmi văd de treabă, sigur, n-ai să vezi că copilul din fața ta este lovit sau e amărât sau e într-o stare depresivă, e mai greu să remarci lucrurile astea. Aș fi vrut să vă întreb, dumneavoastră desfășurați o impresionantă activitate de promovare a educației juridice în școli și nu vă ascund că am participat și eu la câteva dintre atelierele dumneavoastră împreună cu câțiva elevi de-ai mei foarte utile, le-am transmis de adminteri suportul de curs, unul dintre suporturile de curs pe care le-ați elaborat cu colegii dumneavoastră, dar eram curios să vă întreb cum reacționează copiii, ce vă spun, ce vă întreabă, că n-am nicio îndoială la activități de felul ăsta, o groază de curiozități. Astăzi am avut 3 lecții, 2 fizice și una online cu copiii. Știți care e întrebarea care mi se pune cel mai des? Cum mă pot apăra singur când sunt atacat? Și 2, dacă am voie să vin cu spray paralizant, să port spray-ul paralizant. Nu există școală în care să nu primesc această întrebare. Acum sigur că eu copiilor le spun care sunt reglementările legale, că nu avem voie să avem arme albe la noi, că nu avem voie cu droguri și așa mai departe. Însă, curiozitățile copiilor în domeniul legal sunt foarte multe și, din păcate, nu ale cine să le răspundă. De aceea, împreună cu mai mulți tineri magistrați și avocați, precum și cu unii profesori și cu unii elevi, am fondat această organizație Vedem Just, cu care mergem prin școli, prin licee, vorbim cu copiii nu atât despre drepturi, cât mai ales de responsabilități. Mai mult, am editat și edităm în fiecare an, actualizăm în fiecare an
manualul Elevul și Legea, pe care orice doritor îl poate descărca gratuit de pe site-ul educațiejuridică.ro sau să-și descarce gratuit în mobil aplicația inventată de noi, Legendar, lege primită drept cadou, Legendar, în care puteți să fiți informați cu privire la regulile care se aplică acasă, pe stradă, în online, la școală, care sunt autoritățile la care puteți reclama, care este termenul în care vă puteți adresa unor autorități. Noi facem tot ce putem, din punctul nostru de vedere, să prevenim. Dar trebuie să înțelegem că o comunitate trebuie să reacționeze atunci când vede o victimă aflată într-o agresiune din partea cuiva. Noi trebuie să fim solidari cu victimele, nu cu infractorii. De aceea cei care cunosc, cei care știu că sunt minori abuzați, agresați în orice fel, trebuie să anunțe de îndată autoritățile. Sigur, cetățenii obișnuiți au această posibilitate, această recomandare, dar profesorii au această obligație, la fel doctorii la care ajung minorii agresați, la fel judecătorii la care ajung minorii agresați. Noi avem obligația, ceilalți au doar posibilitatea. Da. Domnule Dănile, să știți că profit de ceea ce spuneați mai devreme și, sigur, simt că mă îndepărtez puțin de tema pe care v-am propus-o, dar nu mă pot abține. Foarte recent, zilele trecute, un adolescent în vârstă de 13 ani s-a sinucis. Inițial s-a spus, sau mă rog, cel puțin așa s-a vehiculat prin presă, că ar fi fost vorba de o decepție în dragoste, o chestiune sentimentală care l-a împins să facă acest pas. Pare că totuși sunt voci care susțin că de fapt motivele ar fi cu totul altele și care ar ține cumva de bătăile pe care le îndura acasă, de rele tratamente. Repet, sunt doar deocamdată sunt câteva voci, câteva mărturii în acest sens. Rămâne să vedem în continuare, poate chiar autoritățile vor desluși mai multe în acest sens, dar nu pot să nu mă întreb cum să nu vezi un copil într-o stare atât de depresivă, într-o stare la un pas de sinucidere și să nu facă nimeni nimic. Citeam undeva că acel copil era deseori dat afară din casă, stătea pe bancă până noaptea târziu. La școală probabil că a venit într-o stare emoțională evidentă și nimeni nu a intervenit în niciun fel. Mi se pare strigător la cer. Nu știu, vă întreb cum, cine, în ce fel ar fi putut interveni, ar fi putut reacționa, pentru că iată, nu știu, poate sunt unii oameni care chiar nu știu ce să facă sau unii pe care nu-i interesează. Este revoltător să avem, cum spuneam mai devreme, un membru al comunității și toți ceilalți să asiste cu pasivitate la răul care îi se întâmplă. Atunci când copilul s-a prezentat pentru prima dată la școală, cu urme, cu vânătăi pe el, sau povestind cu colegii, ori cu profesorii, cu dirigintele, ce îi se întâmplă acasă, imediat, cel care știa, adultul care a aflat, profesorul, directorul, dirigintele, trebuia să anunțe DGASPC-ul. Iar pentru că bătăile au fost fizice din partea tatălui, cel puțin așa spun martorii, atunci trebuia anunțat parchetul. Dacă s-ar fi anunțat la timp parchetul și DGASPC-ul, copilul și frații săi ar fi fost protejați, astăzi copilul ar fi fost în viață, iar vinovatul, dacă este tatăl copilului, ar fi fost după gratii. Așa toată lumea a înțeles că trebuie să tacă, pentru că tatăl ocupă o anumită poziție în societate, pentru că nu e așa, se întâmplă în alte familii, nu în familia noastră, noi nu ne băgăm în familia noastră. Iată, toți suntem vinovați. Da, prieteni, rude, cunoscuți, profesori, toți suntem vinovați. Din păcate, prea târziu am intrat în posesia acestor informații, spun noi, cei de la organizația Vedem Just, au ajuns la noi niște mărturii ale prietenilor acestui copil, ne-au spus ce s-a întâmplat cu el chiar în ziua în care s-a sinucis, motiv pentru care am adunat toate aceste dovezi și astăzi am pus la dispoziția parchetului pentru a face investigații cu privire la infracțiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii și pentru infracțiunea de violență în familie, mai ales că sunt și alți membri care se pare că au fost agresați în familia respectivă. Așa ceva este inadmisibil. Niciun tată, nicio mamă nu are dreptul să-și bată copilul, chiar dacă este al său. Legea există din 2004 și îmi pare rău că nu este cunoscută, mai ales de cei care promovează valori legale sau morale. Da, mai mult decât atât, nu doar promovează, dar eludează cu bună știință anumite aspecte, pentru că, iată, susținătorii familiei tradiționale, da, o sintagmă cu care ne-am obișnuit de câțiva ani încoace, susțin ideea asta că statul n-are voie să se bage în treaba familiei, că familia își gestionează singur, își crește singură copiii potrivit convingerilor și, nu știu, filozofiei și ideilor proprii. Dar iată că statul are dreptul să facă lucrul ăsta atunci când drepturile copilului sunt încălcate. Un copil nu este proprietatea absolută a părinților.
părinților, da, pe principiu că eu te-am făcut, eu omor, absolut deloc, are aceleași drepturi și drepturile copilului primează în fața celor părintești. Da, e foarte trist cazul ăsta cu adolescentul și aștept cu sufletul la gură să văd așa, nu știu, rezultatul unor anchete, pentru că este nedrept ca un copil să fie practic abandonat în fața unei suferințe pe care n-a putut-o împărtăși nimănui. Domnule Dănile, știți la ce mă gândeam? Într-o școală este obligatoriu să avem un consilier, un psiholog, nu? Psihologul ăsta n-ar trebui cumva să monitorizeze, să stea cu ochii pe copii, să mai ia interviuri, să, habar n-am, nu știu, să facă ceva în sensul ăsta prin care măcar să depisteze astfel de cazuri. De ce nu avem o instituție a consilierului școlar, a psihologului, ceva mai, să funcționeze un pic mai bine? Eu v-aș răspunde cu o întrebare, dar o lăsăm așa la nivel de retorică. A auzit cineva în România de avocatul copilului? Știți că există o instituție, avocatul copilului este adjunctul unui avocat al poporului. Îl știe cineva cine este acest individ, acest personaj? L-am auzit vreodată dând vreo declarație, intervenind la vreo instituție a statului unde lucrurile nu merg bine, unde copiii sunt abuzați, agresați, violentați? Niciodată. Iar eu sunt om al legii de 24 de ani, nu am auzit de avocatul copilului. Ei, acum mă întorc la întrebarea dumneavoastră cu școala. În școli ar trebui să avem psihologi și consilieri, într-adevăr, legal, pe hârtie, există. În fapt, nu există așa ceva. Avem probleme cu unele victime supuse violenței școlare sau bullying-ului, iar părinții plătesc din greu bani pentru terapie psihologică în afara școlii. Și știți care sunt ultimii tratați? De fapt, care nu sunt tratați? Tocmai agresorii. Adică părinții ajung să-și trateze copiii care sunt victime, agresorii nu plătesc nimic. Mai mult, Ministerul Educației a eliminat, începând în această toamnă, posibilitatea de a exmatricula elevii mari. Până acum puteau fi exmatriculați elevii de a 11-a și a 12-a, care fac greșeli uriași, încalcă în mod grosolan regulamentul, chiar sunt violenți. Începând din această toamnă, acești elevi nu pot fi excluși din școală. Prin urmare, toată lumea trebuie să-i tolereze pe agresori. Nimeni nu le face nimic. De aceea eu cred, cu fermitatea care mă caracterizează, că ceea ce avem de făcut este să cunoaștem dispozițiile legale, să le aplicăm fără niciun fel de milă. Nu trimitem copiii la școală ca și cum i-am trimite în război și ne rugăm să supraviețuiască. Nu. Noi trimitem într-un loc unde ei trebuie educați, formați, unde caracterele lor trebuie să fie de oameni formate ca oameni puternici, ca oameni curajoși, nu să fie umiliți, înjosiți, bătuți sau mai nou chiar omorâți în școlile din România. 0372069599, numărul de telefon la care vă așteptăm cu observații, comentarii sau eventuale întrebări. Apropo de reacția autorităților, mai am o nelămurire și aici, dar imediat, în câteva secunde. Academia Europa FM. Domnule Dănileț, relativ recent la o școală din județul Ilfov, polițiștii au efectuat o vizită prin care au făcut unele verificări în rândul copiilor. Pare că acțiunea respectivă a fost coordonată, mă rog, în colaborare cu conducerea școlii și în urma unor sesizări, cum că în școala respectivă ar exista, nu știu, potențialul pericol ca unii elevi să vină cu obiecte periculoase la școală. Cunoașteți cu siguranță cazul, dar a ieșit un pic de tamtam acolo, într-adevăr. Au fost discutate și comportamentele polițiștilor, felul în care au relaționat cu copiii. Cum comentați toată situația asta? Eu vă spun, din experiența mea de profesor, am colaborat de foarte multe ori cu polițistul pe care l-am avut ca invitat în școală, au vorbit cu copiii pe diverse teme și mi se pare o colaborare absolut foarte bună, eficientă, obligatorie, aș spune. Ce n-a mers bine în situația de față? Ce i-a revoltat pe părinți? Exact, bine ați spus, i-a revoltat pe părinți. Sunt câteva grupuri, forumuri de discuții pe internet, unde și eu sunt membru, care reunește mii sau zeci de mii de părinți. Și atunci când când cineva face o postare, face o afirmație în legătură cu un posibil abuz în școală, o grămadă de părinți sunt revoltați fără să cunoască nici legislația, nici situația de fapt. Ce s-a întâmplat în acel caz? A fost un control preventiv desfășurat de către organele de poliție, care au voie să facă așa, este în fișa lor a postului. Iată, după două sau trei zile am avut atentatul acela, tentativa de omor de care v-am vorbit. Polițiștii au intrat în clasă și au supus controlului elevii.
repet, au voie după lege să facă acest control. Pe părinți a revoltat însă că, vezi, chipurile elevii au fost percheziționați. Nu, percheziția este cu totul altceva, aia o ordonă un judecător sau un procuror când se începe un dosar penal, așadar când avem indiciile unor infracțiuni. Ceea ce au făcut polițiști a fost doar să prevină copiii să nu aibă asupra lor brichete, droguri sau arme. Sigur că urmare a sesizărilor unor părinți s-a trimis această sesizare la procuror pentru a se cerceta dacă au avut loc sau nu abuzuri din partea polițiștilor. Dar cât timp polițiștii nu au înjurat și nu au lovit pe nimeni, lor nu li se poate imputa nimic. Și haideți să nu mai fim atât de naivi, să credem că polițiștii, știindu-se filmați de către, prin acele camere din școală, știindu-se însoțiți de conducerea școlii și cu atâți martori, atât de mulți martori împrejur cu ceilalți elevi, să nu fim atât de naivi să credem că polițiștii aia au comis abuzuri care pot fi atât de ușor de dovedit. Eu sunt bucuros că în organele legii sunt pentru copii, printre copii. Știți bine, acum 3 sau 4 ani a fost inventată o direcție specială, siguranța școlară. Din păcate, nu sunt suficienți polițiști pentru a fi la fiecare sau în apropierea fiecarei unități școlare. Știți, probabil sunt școli care nu au încă paznici și orice străin poate să intre acolo. Deci m-aș bucura să cred, să știu că sunt oameni ai legii în preajma copiilor. Da. Suntem în dialog și cu unul dintre ascultătorii noștri. Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct la Europa FM. Bună seara. Vă rog. Și tare mă bucur că l-aveți invitat pe domnul Danileț. M-aș bucura și mai tare dacă dânsul ar accesa cât mai multe programe de finanțare din fonduri europene pentru a fi cât mai prezent cu proiectul acesta în școli și pentru a determina pe dată, adică special pe conducerile acestor școli. Da, să știți că vă aud un pic cam rău. Reiau un pic întrebarea și mă bucur totuși că suntem în dialog. M-aș bucura să-mi spuneți, dați-mi vă rog o idee, o soluție, cum putem contribui la scăderea numărului de violențe în școli, dar, na, iată, și în afara școlii, pentru că, în definitiv, copiii sunt ținta abuzurilor, din nefericire, inclusiv în familie sau în spațiu public. Păi, părerea mea este că ar trebui mult mai mulți psihologi. Și de ce spun? Dar psihologi dedicați în fiecare școală. Fiindcă un psiholog, dacă e pasionat de muncă, el poate, inclusiv studiind, observându-i pe copii în pauze, dar mai ales vorbind... Da, cred că nu mai suntem în contact cu ascultătorul nostru. Revin la discuția cu domnul Danileț și încercăm să deslușim cumva cam care ar trebui să fie relația dintre autorități și școală. E adevărat, ați punctat foarte bine un pic mai devreme, de cele mai multe ori școlii îi este teamă să ia anumite măsuri, tocmai gândindu-se că, vezi, te dă în judecată cu tare, îți face nu știu cine reclamație și noi avem o problemă în școli cu chestia asta, frica asta viscerală față de reclamații și inspecții și tot felul de lucruri. Și elevilor le este teamă, pentru că dacă se duce un elev să reclame că se întâmplă ceva, este luat în derâdere și se spune pârâcios și atunci este cumva izolat. El este, de fapt, atunci supus bullying-ului. La fel, profesorii, decât să ia măsuri care deranjează chipurile părinții și apoi să se trezească cu o reclamație la inspectorat, mai bine să nu facă nimic. Dar nu e regulă. Asta ne arată că respectivii profesori și respectivii elevi nu își cunosc drepturile și faptul că ei sunt apărați. Nu poți să eviți să sancționezi un elev de teamă că se va supăra părintele. Avem regulamente școlare. Avem atât regulamentul intern al școlii cât și cel general, ROFUIP-ul. Avem legea educației, statutul elevului, o legislație foarte avansată, care, din păcate, nu se aplică în școlile noastre. Și vă dau un exemplu banal. Știți când începe bullying-ul într-o clasă? Când cineva spune o prostioară, întreabă o prostioară, să răspunde puțin mai curios, ca să zicem așa, și toți ceilalți din jur râdem. Așa începe bullying-ul. Dar în momentul când un copil este lovit, în momentul în care este îmbrâncit, se pune ca piedică, se lovește cu capul de bancă. Asta nu mai este bullying, asta este deja violență școlară. Iar dacă aducem la școală arme albe, începând cu brichetele și terminând cu mai nou cuțitele sau armele de tip airsoft, în momentul acela se comite infracțiune, lucrurile sunt mult mai grave.
grave. Dar în școlile din România ce facem? Acceptăm copiii să vină cu țigări, mai nou cu droguri și cu brichete. Sunt elevi care în clasa 12 deja au făcut 18 ani, părăsesc când vor ei incinta școlii. Unii dintre ei fumează chiar pe trotuar împreună cu profesorii. Despre ce reguli vorbim? Ne este rușine aproape să spunem că în școlile din România trebuie să se respecte regulile, de teamă să nu se supere cineva. Ei, dacă ne-am cunoaște mai bine drepturile noi ca profesori sau noi ca adulți și procedurile de aplicat, nu ne-ar mai fi frică să respectăm noi înșine și să cerem respectarea regulilor. Da. Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru. Bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Da, bună seara. Vă auzim foarte seara. Bine. Radu Tiberiu mă numesc, lucrez chiar la biroul siguranță școlară și voiam să ridic o mică problemă în care domnul Danileț a spus că nu există aceste regulamente. Chiar atunci mi s-a întâmplat, am fost la o școală din mediul rural. Iertați-mă două secunde să știți, domnule Tiberiu, dacă puteți da poate aparatul de radio un pic mai încet ca să vă auzim mai bine, e un ecou foarte puternic acolo. Da, ești bine acum? Dacă se poate chiar un pic mai bine. Da, revenind la regulamentele pe care vorbea domnul Danileț, am spus că am fost la o școală din mediul rural la o clasă a 5-a, în care erau 3-4 copii în clasa respectivă care păteau restul colegilor și de la alte clase, iar în discuțiile purtate în colectivul clasei, efectiv, unul dintre acești copii s-a ridicat în picioare, bineînțeles, vorbind neîntrebat, fără să asculte nicio sugestie, nicio îndrumare, să se liniștească, să stea în bancă și toate cele. Iar cadrele didactice exact de genul ăsta de comportament se plângeau din cauza faptului că, efectiv, de când s-a schimbat această lege cu toate cele, nu mai au nimic altceva ce să ne facă. Nu au nici măsură pe care să o poată aplica împotriva acestor copii cu un astfel de comportament. Singura chestie, să le scadă media la purtare, care se face numai întrunirii Consiliului Profesoral, care este obligatoriu, deci nu că se face aici, că mai facem, cum spunea dumneavoastră, mai facem un Consiliu, ne prefacem că facem ceva. Nu se preface nimeni că face câte ceva, ci efectiv sunt obligat să facă chestia asta și nu am nicio măsură, atât decât să le scadă media la purtare. Și în clasa respectivă, un copil care, vă spun, era în clasa 5-a, deci nu era să zici că era la liceu sau era în altă clasă sau era mai mare. Deci dacă el în clasa 5 a avut, eu știu cum să-i spun, curajul să sfideze efectiv un politist în felul ăsta, iar eu m-am simțit oarecum recunosc blocat, pentru că nici n-am știut cum să reacționez. Mă uitam la ceilalți care se uitau la mine că trebuia să impună oarecare autoritate și poate ceilalți care erau victimele lui vedeau în mine o salvare, iar eu în același timp trebuia să mă gândesc și la elevul ăsta în cauză care se comporta, cum se comporta și efectiv nu aveam ce să-i spun. Ținând cont de faptul că are sub 14 ani, eu nu am nicio măsură ce pot să iau împotriva lui, deci nu pot să-i dau nicio amendă, nu pot să-i fac absolut nimica, toată lumea este obligată să stea și să suporte astfel de comportamente. Da, vă mulțumesc mult. Foarte, foarte interesant cazul pe care ni l-ați semnalat. Domnule Danileț... E trist ce spune colegul polițist, dar profund real, din cauza educației, aș spune, a lipsei de educație pe care foarte mulți părinți nu o pot acorda, lipsa de educație așadar cu privire la copii, se ajunge la situații de acestea extreme când profesorii nu mai au ce să le facă. Iar dacă acel copil la 5-a deja creează probleme, pe când ajunge la vârsta adolescenței, va trebui profesorul să asculte de el. Nu am o soluție, să știți. Nu există o soluție magică. Părinții sunt atât de indiferenți cu privire la educația pe care s-o acordă, atât de puțin timp alocă, atât de dezinteresați sunt de legislație și atât de mult scad ei înșiși autoritatea oamenilor legii și a profesorilor, încât copiii de astăzi, o mică parte din copiii de astăzi, vor ajunge clienții noștri de mâine. Asta este trista realitate pe care eu nu mă oferesc să o spun. Da, sigur, nu căutăm neapărat vinovați sau... Dar stăteam și mă gândeam la un moment dat. E foarte importantă intervenția părinților, sprijinul lor, implicarea lor. Pe de altă parte, domnule Danileț, învățământul este un serviciu public, plătit din
taxele și impozitele noastre. Presupunând că eu, părinte, nu știu, habar n-am, n-am nici educația necesară, sunt cioban din munții Ceahlăului. Așa, și am un copil, nu știu cum să-l cresc. Ok, statul poate să zică, dom'le, dacă ne-a tai și părinte și nu știi să-l crești, este responsabilitatea ta, spală-te pe cap cu el. Nu cred că lucrurile stau așa. Știți de ce? Pentru că acel copil va fi, exact cum spuneați mai devreme, un adult în câțiva ani, așa, și va fi problema noastră. Pe care de consecință, sigur că avem obligația să intervenim cumva. Și, sigur, revenim la instituția școlii pe care trebuie să o întărim. E foarte adevărat, școala poate conștientizează de ceva timp că problemele astea sunt foarte grave și cumva va trebui să insistăm mai mult și pe partea de educație, de prevenție. Nu întâmplător vorbeam despre rolul psihologului mai devreme. Eu mi-aș dori, vă spun cu toată onestitatea, ca colegii mei, ca profesorii, să renunțe la mentalitatea aia că școala livrează doar informații și cunoștințe. Nu, nu, nu. Este fundamental ca acești copii care sunt în grija noastră 6-7 ore pe zi să deprindă și alte abilități. Cum, iată, sunt astea de a învăța să conviețuiești într-un grup până la urmă. Mai avem pe fir unul dintre ascultători. Bună seara! Alo! Bună. Vă rog! Ne auzim? Sigur că da, foarte bine! Scuze, eram în mașină și uitam dacă m-au foarte corect observația domnului Zanilet de mai devreme. Problema pleacă de la părinți, cât ne-ar plăcea sau cât ne place sau cât nu ne place lucrul ăsta. Părinți, sunt părinte și după ce se întâmplă. Primul lucru, prin numai că acele legi despre care vorbea domnul judecător, la această ocazie, nu ne-am fost de 10 ani, cred că la articolul 5 în legea 272 responsabilitatea pentru creșterea părintelor și automat ce se întâmplă școală aparține în primul rând părinților, în subsidiar, să spunem, colectivității locale, statul intervine complementar, poliția și ceilalți. Iar ceea ce se întâmplă direcția de protecția copilului, stați-vă acum în Senat cu câteva comisii de anchetă, este înfiorător. Acel părinte care cunoaște legea, cui se adresează? Școlii? Niciun director de școală nu se va implica. Din vari motive, nu le mai reiau. Iertați-mă. Ba chiar aș vrea să știu un motiv pentru care directorii nu se implică. Sunt trei motive. Cei care sunt mai în vârstă și cunosc un singur director de școală care a avut curaj să sufereze un abuz sexual asupra două copile, pe care ulterior directorul de protecție a copilului a încercat să-l acopere cât au putut. Noroc că a intrat poliția și pachetul de fir. Deci cei în vârstă, care au experiență, aceia mai au puțin curaj și conștiință, sunt, cum spun eu, ca mine, din generația creionului chimic. Asta ar fi primul motiv. Cel de-al doilea, pe care l-a spus și dumneavoastră, se tem de părinți în diverse funcții publice sau, în fine, cu mai mult sau mai puțină potență financiară. Și cea de-a treia, poate la fel de gravă ca celelalte două, lipsa de cunoștință. Deci, mi-e greu da. Să o spun, îmi iubesc profesorii pe care am avut și n-o să uit toată viața, dar am văzut câteva cazuri și cred că fie mulți dintre ascultători pot să vorbim acestea. Da, vă mulțumesc tare mult. Într-adevăr, astea sunt lucruri pe care va trebui să le învățăm de la zero. Noi, profesorii, pentru că altminteri, iată, uite ce se întâmplă cu copiii pe care avem în grijă. Domnule Danileț, mai avem aproximativ 2 minute la dispoziție și m-aș bucura, nu știu, simt nevoia să încheiem așa într-o notă optimistă, un minut chiar, și v-aș ruga să ne spuneți planurile de viitor legate de promovarea educației juridice în școli. Spuneți-ne, vă rog, că veți ajunge la cât mai mulți dintre elevii noștri. Cei care doresc ne pot contacta pe Facebook, simplu căutați numele meu, Cristi Danileț, sau al asociației, și noi venim fizic sau online. Asta în primul rând. În al doilea rând, să știți că anual, în ultimii 3 ani, am instruit profesori în România care să predea educație juridică la școli și m-aș bucura să fie tot mai mulți colegi de-a dumneavoastră profesori care să vină în programele noastre gratuite să îi instruim cu privire la dispozițiile legale, să le dăm așadar acele instrumente cu care să opereze la clase. În al treilea rând, să știți că Parlamentul României a aprobat anul trecut să se introducă educația juridică ca materie în toate școlile de România, clasele 1-8. Din păcate, Ministerul Educației n-a avut
n-a avut acest timp. Eu spun în felul următor. Viitorul îl putem concepe împreună, părinți, profesori și copii. Nu este nimeni izolat și nu poartă nimeni o răspundere individuală. Aici toți suntem responsabili și de modul în care ne educăm astăzi copiii depinde modul în care va arăta societatea mâine. Exact, acest mesaj a venit, iată, foarte, foarte recent astăzi și din partea Ministerului Educației în forma unui comunicat intitulat Nu sunteți singuri, împreună oprim violența din școli. O reacție din partea oficialilor din Ministerul Educației, prin care demarează o campanie prin care încearcă diminuarea acestui fenomen. Îl salut și la apreciez, chiar mă bucur că, iată, Ministerul Educației reacționează la semnalele pe care profesori, părinți, societate civilă le transmite și inițiază măsuri de felul ăsta. Domnule Dăniles, vă sunt recunoscător pentru prezența în emisiune în această seară. Dragi prieteni, e greu de încheiat o astfel de discuție. Împreună avem obligația de a face ceva ca aceste cazuri să nu se mai întâmple în școli, în spațiu public sau în familii, pentru că copiii de astăzi sunt adulții de mâine și viitorul pe care ne-l dorim cu toții. Vă mulțumesc mult pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit. Ne reauzim joia viitoare. O seară de milioane!